O victorie și trei eșecuri. Acesta este bilanțul echipelor hunedorene din Liga a treia de fotbal după prima etapă disputată. Înfrângerile au fost înregistrate în seria a șaptea, unde CSM Deva a pierdut în deplasare cu 1-0 la Pandurii Târgu Jiu, dar rămâne pe poziția a patra, care duce în play-off. În schimb, Jiul Petroșan și Aurul Brad au pierdut acasă. Minerii cu 2-0 de la Progresul Ezeriș, iar Moții cu 3-1 de la Gilortul Cărbunești. Echipele hunedorene ocupând ultimele două locuri din serie. În schimb, în seria a noua, după epuizantul joc cu FCSB din cupă, CS Hunedoara își continuă parcursul perfect din campionat, trecând acasă cu 4-1 de Gloria Bistrița și au 5 victorii din tot atâtea meciuri. Începutul de joc a fost mai greu, bistrițenii conducând la pauză, dar hunedorenii și-au revenit în a doua repriză, întorcând rezultatul. După această victorie importantă, antrenorul Florin Maxim se gândește cu optimism la meciul din etapa viitoare de sâmbătă 2 octombrie de la ora 15 de pe terenul celei de-a șaptea clasate CS Ocna Mureș. Cred că e cea mai importantă victorie, venind după meciul de cupă, unde am jucat 120 de minute și credeți-mă că n-a fost simplu nici fizic să-i recuperăm pe băieți, dar mă bucură această victorie enorm. Cred că e cea mai importantă victorie a mea ca antrenor. În Liga a treia sunt atipice jocurile, parcă zici că fluier și câștigi meciul, dar nu-i chiar așa, ați văzut și Bistrița. Ne-au înscris un gol, se pun pe două linii, sunt echipe organizate cât de cât și pot să prinzi o zi nefastă, să nu-ți intre mingea în poartă și să scape victoria printre degete. Dar avem acum o săptămână să pregătim jocul și vom fi foarte bine la meci. În seria a șaptea, în etapa a șasea, CSM Deva va juca la Orăștie, vineri, 1 octombrie, de la ora 15, cu a opta clasată, Viitorul 2 Târgu Jiu, și pornește ca favorită. Aurul Brad pare a nu avea șanse în jocul din deplasare de la Pandurii Târgu Jiu, echipa de pe locul secund, un meci greu anunțându-se și pe Jiul Petroșani, care va evolua pe terenul celei de-a cincea clasate. Un meci greu anunțându-se și pentru Jiul Petroșani, care va evolua pe terenul celei de-a cincea clasate, Voința Lupac. Aurul și Jiul vor juca sâmbătă 2 octombrie de la ora 15.